Vremea caniculară din ultimele zile a determinat administrația locală constanțeană să intervină în sprijinul persoanelor care din diferite motive sunt vulnerabile în această perioadă. În acest sens au fost amplasate 12 puncte de prim ajutor în cluburile de pensionari din Constanța. În urma atenționării meteorologice de caniculă, autoritățile locale au amenajat punct de prim ajutor. Constanțenii care se încumetă să iasă din case în această perioadă vor găsi aici filtre de apă, aparate de ceai și cafea, oamenii putându-și verifica și tensiunea arterială. În caz de nevoie le acordăm primul ajutor, le luăm tensiunea, vedem care este hipertensiv, sfaturi să nu consume cafea, răcoare, dacă se poate. Au fost medie cam 36-40 de persoane astăzi, până la ora asta, de la ora 11 până, cred că e ora 1. Pentru diminuarea efectelor caniculei, bulevardele și străzile principale vor fi stropite cu apă. În plus, fântânile arteziene din oraș vor fi pornite în vederea diminuării disconfortului termic. Mi se pare foarte bine, foarte frumos, dar ce mi-a luat aparatul care mi-a luat, poate indică greșit, poate nu știu. Eu acum o săptămână am luat această problemă și a fost normală. Și acum s-a ridicat. O fi de la căldură. Timpul care e natura, care, mă rog, așa, se ridica din cauza timpului sau, mă rog, din cauza alimentației. Totodată, Primăria Constanța a lansat o campanie de sprijinire a populației care, din diverse motive, este nevoită să circule în această perioadă toridă, împărțind pliante cu recomandări în caz de caniculă și sticle cu apă. La nivelul primăriei au fost amenajate în cluburile de pensionari și pavilioanele de bătrâni puncte de prim ajutor cu personal medical specializat pentru acordarea primului ajutor. De precizat este faptul că orice problemă poate fi semnalată permanent de constanțenii la numerele de telefon 0241 550055 și 0241 488166.